Îl avem în direct chiar pe domnul Lăcătuș. Bună dimineața, domnule Lăcătuș! Bună dimineața! Sunteți alături și de domnul Pițurcă, este prin Skype alături de noi. Bună, salutare. Pici! Bună dimineața! Tocmai ne-a explicat domnul Pițurcă cum ați jucat cu Anderlecht la retur de a s-a făcut acel meci senzațional 3-0. Ce vă amintiți din acea partidă? Eu cred că una peste alta a fost cel mai reușit meci al unei echipe românești în cupele europene. A fost un joc în care, practic, adversarul nu și-a creat foarte multe situații de a marca, dar un meci pe care l-am dominat de la un capăt la celălalt. Și cred că scorul putea să fie mult mai mare, ținând cont de ocaziile pe care le-am avut la meciul retur. Și faza primului gol al lui domnul Pițurcă, dacă nu mă înșel, a plecat de la dumneavoastră. A scos din joc vreo doi fotbaliști în dreapta, acolo, jos, a spasat în centru, după care pasă în adâncime pentru domnul Pițurcă și șut gol. Bine, știi cum e, că să aduci mingea în față, trebuie să o atingă mai mult jucător. A trecut și pe la mine. Important a fost faptul că, dacă nu mă înșel, Ilie Bărbulescu a fost foarte inspirat cu pasa decisivă. Piți a făcut o demarcare extraordinară și iar finalizarea a fost de generic. Mai ales că... Lipit adversarul de dânsul. Nu, și execuția extraordinară. Mai ales că execuția a făcut-o cu piciorul stâng, nu? De câte mi-aduc eu aminte. Da, cu stângul, domnul Pițurcă, parcă așa. Stângul. Nu că n-ar fi știut să dea la poartă sau să o dribleze cu piciorul stâng, dar piciorul drept era cel de bază. Da. Situația, poziția era mai dificilă. Nici eu nu știu cum am lovit mingea, am lovit-o din drob. Cu stângul, că eram flancat de Peruzovic și Peruzovic, când intram în contact cu el, simțeam că mă lovesc de un zid, adică era atât de puternic. Îți imaginezi, era titularul echipei naționale a Iugoslaviei, ce însemna Iugoslavia atunci. Dar nu puteam să mă lupt cu el, numai prin demarcări puteam să mă debarasez de el. Dar noi aveam o echipă prea, prea bună atunci. Noi ne înțelegeam din priviri. Nu era un automatism între noi fantastic. Nu-mi imaginez, nu pot să cum puteam să jucăm de maniera asta. Noi ne făcând antrenamente tactice, scheme de joc, nu, astea le făceam pur și simplu noi. Nativ. De exemplu, eu cu Lăcă, păi când era mingea la Lăcă și îl vedeam că intră puțin și intră în interior, el știa ce fac. Eu veneam, unde era spațiul liber, plecam. Sau plecam și veneam. Numai pe poziție viitoare, adică primeam pasa și pe poziție viitoare, fără să ne uităm unul la altul. Adică era ceva fantastic. Ega, altfel n-am fi putut ajunge să facem performanțele astea. Domnule Lăcătuș, Ce era atât de special la dumneavoastră? Ce aveați atât de diferit față de restul echipelor românești? Că s-au mai făcut performanțe europene, dar nimeni n-a reușit ceea ce spune și domnul Pițurcă. Bine, eu cred că, în primul rând, valoarea lotului, valoarea băncii tehnice, a conducerii administrative, toți cei care erau în preajma noastră, ne-au adus în situația în care să credem foarte mult că se pot reuși rezultate foarte bune și pe plan european. Și Steaua a demonstrat acest lucru, nu numai atunci când am câștigat Cupa Campionilor și după aceea când am mai jucat încă o semifinală, încă o finală, Supercupa, deci am avut o perioadă foarte bună și asta se datorează, cred eu, în primul rând, calităților jucătorilor și faptul că cine a ales jucătorii a știut să-i aleagă și să-i pună acolo unde fiecare se simțea cel mai bine pe postul pe care puteau să dea cel mai bun randament. Ce a însemnat Puiu Iordănescu pentru acea finală? Bine, sigur că un suflu nou în echipă. Noi când nou, dar vechi cumva. când am, da, dar ținând cont de faptul că intra de pe bancă, era un suflu nou. Nu era mai uzat un pic decât ne-a Puiu. Dar prin ceea ce a făcut în teren, sigur că ne-a dat și nouă încredere în continuare, în minutele pe care le-am mai avut de disputat, atât în timpul regulamentar, cât și în prelungiri. Ne-a Puiu chiar și în jocurile de pregătire, perioada care am avut-o în Italia, tot timpul a fost la jocurile amicale la un nivel ridicat. Domnule Lăcătuș, o întrebare pentru dumneavoastră de la cei care ne privesc.
Lăcătuș e cel mai titrat jucător din Ghencea. De ce să nu se numească nou stadion Marius Lăcătuș? Vă rog să-l întrebați. Vă întrebăm, domnule Lăcătuș. Bine, nu că nu m-ar onora acest lucru, dar eu cred că n-ar fi corect față de toți ceilalți colegii ai mei și de antrenorii noștri. Pentru că fiecare dintre noi a adus acolo și a adus aportul cât un pic, cât un pic fiecare la această mare performanță. Și cred că până la urma urmei, nu știu, în funcție de ce vor hotărâ și suporterii și conducerea clubului și poate conducerea ministerului, se va găsi soluția cea mai bună. Bun. Vă mulțumim mult, domnule Lăcătuș, și felicitări pentru marea performanță reușită acum 34 de ani. Vă mulțumim, o zi bună, sănătate. Mulțumim, mulțumim. Domnule Pițurcă, vă întreb și pe dumneavoastră, m-a amuzat, vă spun sincer, un interviu din ProSportul de ieri. Talpan spune că din punctul lui de vedere mulți suporteri vor avea în suflet numele stadionului Ghencea Talpan pentru ce a făcut pentru Steaua. Nu e cam mult ca domnul Talpan să considere îndreptățit să poarte, să dea numele stadionului? Da, nu, nu știam. Nu știam că... Da. Da, bun. Sper să nu devină un subiect de presă noua denumire a stadionului din Ghencea. Da. Eu am întrebat, nu știu, acum câteva zile, cum ar trebui să se numească, dar fi faptul că Pui Iordănescu a spus că, domne, ar trebui să-i se dea numele lui Enei. Da. Eu am fost într-un totul de acord, fiindcă cu Enei la timonă am reușit această mare performanță. Cu toate... Dar sigur că, da, auzind acum și de Lăcă, care a jucat foarte mult pentru acest club și a făcut-o fantastic, fiindcă aici vreau să mai fac o paranteză în ceea ce îl privește pe Lăcătuș. Eu cred că prin ce a realizat el la Steaua și ce a făcut la Steaua, a fost unul dintre cei mai mari jucători ai acestei țări. Și pentru faptul că, sigur, că a făcut parte în această echipă și a câștigat Liga Campionilor. A fost un jucător fantastic. Deci chiar că un jucător fantastic. Deci măcar o tribună așa să poarte. Ați putea să împărțiți în jurul stadionului așa câte un sector pentru fiecare, nu? Da, nu, eu aș vedea acolo lângă stadion. Eu știu... Statui, poate, cu dumneavoastră, da, cu toți? Exact. Absolut tot, toată echipa și tot staful tehnic să li se facă statui și să rămână pe vecie, fiindcă această performanță e una... Chiar voiam să vă întreb, domnule Pițurcă, asta voiam să spun. În Anglia e o normalitate ca jucătorii legendari să primească... Să aibă în jurul arenelor. Exact, în jurul arenelor statui. V-a sunat cineva dintre cei care se ocupă de proiectul construcției să spună: haideți, domnul Pițurcă, veniți cu o idee, haideți să facem niște statui sau niște lucruri care să vă reprezinte? Nu, nu m-a sunat nimeni, dar uite, am discutat acum și... Este o idee, fiindcă eu am gândit acest lucru, dar n-am spus-o cu voce tare. Ar putea... Să sperăm fiindcă... că vă au de cine trebuie. Să sperăm că vă au de cine trebuie. Știți de ce, domnul Pițurcă? Pentru că riscăm să ajungem să avem un stadion nou, bijuterie modernă, dar fără personalitate, cum e, de exemplu, Arena Națională. Și ar fi păcat, având în vedere că acolo a fost templul fotbalului românesc. Da, ar fi păcat. Da, eu voi marșa pe această idee acum. Vorbim cu voi și chiar voi da câteva telefoane să văd dacă putem face ceva în sensul ăsta, dacă e cineva interesat. O persoană care, eu știu, este în conducerea ministerului și care poate lua o decizie de genul ăsta. Vă e dor de Ghencea? Foarte dor, foarte dor. De-abia aștept să fie stadionul gata, să merg și eu la jocurile echipei Steaua. Mi-e foarte dor. E și problema asta. Bine, am văzut că ați spus și la un alt post că nu vi se pare normal ca FCSB să joace pe Ghencea, să joace pe Arena Națională. Pe de altă parte, alții spun... Nu, vă rog. Nu interpretați așa. N-am spus așa că nu mi se pare normal. Nu, dacă ei vor să joace... Da. Eu văd normal să poată să joace, fiindcă de ce n-ar juca? A, deci n-aveți nimic împotrivă. Nu, nu, nu,
nu, chiar nu am nimic. Ce să am împotrivă? Nu? De ce să am împotrivă? Însă nu sunt părerea mea. Și Gigi știe chestia. Nu sunt bineveniți acolo. Și nu văd de ce ar pleca. Asta a fost ideea mea. Nu, altă interpretare nu putem da. Decât atât. Nu, n-am nimic împotrivă. Să joace chiar în Ghencea.